tema mea, tema noastră este iertarea, iertarea în familie. Dacă la seară, la, la foarte frumos seminar care l-am avut, unii au zis nu e pentru mine că deja copiii mei sunt sunt mari sau nu am copii. Dacă la sesiunea de dimineață poate unii a zis eu n-am fost așa într-o depresie să mă gândesc la sinucidere, poate nu e chiar pentru mine. Eu cred că subiectul acesta despre iertare e pentru fiecare din noi, așa -i? Ce ziceți? Adio, zis Amin. M-am întâlnit cu Adi în pauză, zic Adi, ce zici? zice Iornos, nu, nu mă îngăduie Domnul la sinucidere niciodată, ci nici măcar nu mă cercetează gândul ăsta. Uh, și așa este, pe un creștin nu trebuie să-l cerceteze gândul ăsta. Dar uh, nevoia de iertare o avem toți, așa -i? Toți avem nevoie. Și să o primim și să o și să o dăm. Așa, și să o primim și să o dăm. Uh, Ăștia nu sunt ochelari de soare, ok? Miercuri seara, miercuri după masă, mă pregăteam cu soția să mergem într-o vizită, într-o familie și ochelarii mei -au, au decis să se rupă în două. Deci nu mi-a căzut lentila, ca de obicei. S-a rupt pur și simplu rama. Și asta este singura pereche, o prescripție veche cu lentile din acelea pentru soarele de Arizona. De Așa e de veche prescripția că acolo e soarele tare și până îmi fac alții, vă rog să nu vă ispitiți, să nu vă lăsați ispitiți, adică la gândul că nu vreau să vă văd sau nu vreau să-mi vedeți ochii. Dar sper că luni să pot să-mi fac o prescripție nouă și atunci să funcționez cumva. Și cu ăștia o să, o să încerc să mă descurc, să vedem cum, cum reușesc. Um, toți avem nevoie de iertare, da? Niciunul din noi nu merită. What about that? Ce ziceți? Care din noi putem să spunem, eu, eu merit iertarea? Nu. Scriptura spune că încă pe când eram noi păcătoși, încă pe când eram noi în păcat, Hristos a murit pentru noi. Când a fost pe cruce, s-a rugat și a zis iartei, că nu știu ce fac. Și iertarea să știți că este o, o, o nevoie a tuturora, și de asemenea este o experiență pe care oricum am face nu, nu chiar o merităm. Um, un alt lucru care vreau să spun, până să intru în temă mai adânc. Este că iertarea nu ne aparține nouă. De la bun început trebuie să știm că iertarea este darul lui Dumnezeu. Iertarea ni se dă nouă de Dumnezeu și apoi este foarte important ce facem cu ea. O ținem pentru noi, o dăm și altora, cui o dăm, dacă o dăm, în ce condiții. Da? Deci, e un lucru foarte important. Însă, orice om care e credincios, care e are pe Domnul Iisus Hristos. Acela a primit iertarea și poate să acorde iertarea. Deci ăsta e semnul unui om credincios, unui om, unui bun creștin. A primit iertarea de la Dumnezeu și poate să dea iertarea soțului, soției, copiilor, părinților, celor din jur, fraților, surorilor. Dacă ar fi să încercăm o definiție, aveți și notițele dumneavoastră, foarte puțin o să putem acoperi, în notițe am pus mult mai mult și e ok pentru că luați cu dumneavoastră acasă, dar eu am să încerc să fiu cât se poate de succint și de, de uh, mult să comprim materialul. Dar dacă ar fi să încercăm o definiție, ar trebui să spunem că iertarea este lucrarea harului lui Dumnezeu, lucrarea harului divin. Este un act voluntar, este un act liber. Nu este doar un sentiment sau o emoție, un sentiment de milă, de bunătate, și actul acesta al iertării, când iertăm pe cineva, în primul și în primul rând, ne ajută pe noi. Pe noi, cei care iertăm. Noi suntem primii care beneficiem de pe urma iertării. Actul iertării vindecă inima rănită și întrerupe avalanșa reacțiilor produse de durerea simțită în actele de vătămare, care ni s-au făcut fie de către părinți, fie de către copii fie de către soț sau de soție, sau de către cei dragi, pentru că aici e un paradox. Că, și undeva în notiție am scris asta și am scris chiar și în engleză, we, we hurt the most people we love the most. Nu? It's such a paradox. E așa un paradox. Adică cum îl rănești pe la pe care îl iubești? Cu gura îi spui că îl iubești și după aceea gestul tău, atitudinea ta, um, Fapta, vorba îl rănește. Foarte uh, ciudată este dinamica aceasta de viață și de, de, de trăire. Și de practicarea iertării. Uh, când decid să iert, uh, nu o fac pentru că celălalt merită iertarea mea. Această iertare a mea față de celălalt este, de fapt, un test. Că eu am primit iertarea, că eu sunt iertat, sunt mântuit. Ce este important de spus aici, de subliniat? Ce înseamnă a ierta? Haideți, vă rog, încercați noastră. Nu o să vă las să vorbiți decât poate două minute, dar încercați. Ce? Ce înseamnă? Vreau un frate și o soră să răspundă. Ce înseamnă pentru noastră să ierți? Era cineva? Un curajos? Propria noastră definiție. Ce înseamnă să ierți? Cine vrea? Un frate, un voluntar. Poftiți. Deci să nu

o soră, dacă poate să ne ajute cu o definiție. Poftiți? Wow. Și aici, la asta, am căzut toți. La capitolul ăsta am căzut toți. Pentru că nu pot să ierti și să suferi de amnezie, nu? În Hristos, yes, yes. Yes. You see, surorile totdeauna ridică... Uh, uh, da. Standardul foarte sus. And make sure that we, we, we fail. <coughs> yeah. We do fail. We do fail. <coughs> Într-adevăr, când te iert de plin și cu adevărat, decid, decid, deci este o decizie, decid liber, voluntar, decid în mod conștient și repetat, repetat, să nu-ți amintesc niciodată greșeala făcută și nici să nu o pomenesc niciodată în prezența altora. Nu pot să uit, o să ajungem acolo, o să vorbim. De uitat nu uităm și nu o să uităm, dar uh, decidem mereu și mereu. Te-am iertat? Nu-ți mai pun în față mizeria care ai făcut-o. That's what I decided. Am, am decis asta. Sigur că, întâi de toate, iertarea are această dimensiune verticală. Adică, ea începe cu Dumnezeu, vine de la Dumnezeu, se rezolvă între om și Dumnezeu. Deci cel care iartă este cel care a fost iertat. Chiar în rugăciunea Tatăl nostru, suntem învățați să, să, să condiționăm iertarea lui Dumnezeu de felul în care iertăm noi. Iartă ne doamne pe noi cum iertăm și noi pe alții. Wow. Un copil s-a rugat odată și a zis: Și pâinea noastră, cea de fiecare zi de nouă, după cum iertăm și noi greșiților noștri. Și cred că mulți am murit de foame în cazul ăsta. Dar este o problemă serioasă, este o problemă foarte, foarte cu implicații majore. FSN 4 cu 32. Fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum va iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Colosem 3 cu 13. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, și aici e huge, e un, un, un domeniu vast, soțul și soția, în, domeniu, în spațiul familiei. Tot timpul părinții se plâng de copii, copiii se plâng de părinți, soțul se plânge de soție, soția se plânge de soț. Și Apostolul Pavel spune, dacă aveți pricină, motiv, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos. Așa iertați-vă și voi unul pe altul. Um, sigur că, așa cum s-a spus și aseară, totul pornește de la cine suntem în Hristos care este noua noastră identitate în Hristos. Suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, Genesa 1, 26. Suntem ființe create cu nevoie de relație, exact ca și cum este în cadrul Sfintei Trăim, comuniunea și comunicarea perfectă între noi și Dumnezeu, Trebuie să existe această relație, această părtășie este ca un triunghi al relației cu Dumnezeu, cu noi înșine și cu aproapele nostru, cu semenul nostru. Suntem chemați în Hristos să trăim o cu totul altă viață, o cu totul alt fel de viață, să trăim, să slujim de laudă slavei sale, Efeseni 1 cu 12. Și suntem creați să practicăm această dragoste. Tot când e vorba de dragoste, Oi, oh, fain, toată lumea vorbește de dragoste, dar vreau să știți că dragostea și iertarea niciodată nu divorțează, adică niciodată nu, nu sunt separat. Când ai spus iertare, ai spus dragoste, când ai spus dragoste, ai spus iertare. Mai este ceva care nu prea știm și nu prea vrem să știm. Această dragoste, această iertare mai implică ceva. Și Să vedeți cât de complex este conceptul acesta și, și experiența aceasta, este pocăință. Este pocăință. Și noi nu prea asociem dragostea cu iertarea, sau dacă le asociem, credem că sunt bine așa cum sunt, dar când Dumnezeu asociază aceste două concepte și spune, de exemplu, femeii unde sunt cei care te-au condamnat, unde sunt părășiții tăi. Doamne, au plecat, nu mai e niciunul. Și nu mai e nimeni să te condamne, nu mai e nimeni să mă condamne. Și Domnul Iisus spune, nici eu nu te condamn, eu am venit să te mântuiesc, nu să te condamn. Dar această iertare pe care ți-o acord, face din tine un om care pleacă schimbat, pleacă transformat. Du-te și să nu mai păcătuiești. Și sigur că aici soțul și soția ce spun? Da, și eu vreau să-l iert. Și-l iert, dar să nu mai facă. Îl iert prima dată, dar nu-l mai iert a doua oară. Sau îl tot iert, dar îl iert că trebuie să-l iert sau să-l iert. Dar mi-am pierdut? Mi-am pierdut încrederea. So, cu ochelarii ăștia nu văd cât e ceasul, dar will be a problem telefonul mi l-am lăsat acolo. O să încercăm să împărțim în două aceste uh, lecții, le împărțim în două. Prima o să fie uh, o să cuprindă două componente și în partea, în sesiunea a doua, iarăși două componente. Și anume, în prima parte o să vorbim despre ce nu este iertarea, ce nu este iertarea și o să avem șapte răspunsuri la întrebarea aceasta și o să vorbim despre piedicile care se află și se interpun în calea iertării. Și aici o să avem cinci. Deci cinci răspunsuri la care sunt piedicile. În partea a doua, dacă Domnul ne ajută și ne dă har și uh, mai sunt treji și pe recepție, după ce luăm uh, pauza de cafea, o să vorbim despre etapele iertării. Și acolo sunt șase etape ale iertării, și o să vorbim în final despre consecințele iertării. Și o să avem patru. Asta să vă dau un fel de frame și un fel de concept uh, cam ce îmi propun să împărtășesc în, în timpul, să zicem, relativ scurt. Este un timp destul de scurt în care subiectul acesta nu poți să-l să consumi, să-l termini, dar nici nu ai voie să treci peste el superficial, pentru că atunci ar fi o foarte, foarte mare pagubă. Ce nu este iertare? Ce nu este iertare? Șapte asemenea răspunsuri. Iertarea nu este uitare. Primul. Conceptul acela greșit, timpul rezolvă totul, nu rezolvă nimic. Tot ce rezolvă timpul e că trece prin noi și dacă ne vedem după 20 de ani, Ionel o să zică, ce-o îmbătrânit Dorin, nu mai e Dorin ăla de la liceu agricol. Da, totdeauna când ne uităm la alții, vedem ce tare au îmbătrânit ei. Adică timpul a trecut prin ei. Și când timpul trece prin tine, face transformările de rigoare. În cazul iertării nu e așa, timpul nu rezolvă. E, uh, uitarea nu este o soluție. Aceste dureri uitate, așa zis uitate, sunt de fapt alungate în subconștient. Și acolo în subconștient ele germinează, ele lucrează acolo, să știți. Ele, ele se coc acolo, se cultivă. Și tensiunea aceea nerezolvată, problema aceea nerezolvată, să știți că poate să capete proporții uriașe. Nu există conceptul că trebuie să forget about, uită, sau cum spunem noi în altă ocazie, zicem, te iert, dar nu te uit. Sigur că nu uiți, pentru că nu suferi de amnezie, dar decizi, mereu și mereu, am decis să te iert. Și rămân la decizia care am făcut-o. O să vedeți cum se întâmplă lucrurile acesta. Sigur că rănile pe care le fac cei dragi, soțul, soția, părinții, copiii, în familie, vorbim și despre iertare în general, dar mai mult în cadrul familiei, o să vedem că rămân cicatrici și rămân urme care se vindecă, te uiți la ele și ăsta e semnul că ai iertat, că nu te mai dor. E, e o cicatrice acolo, dar nu mai doare. Domnul Iisus Hristos a înviat cu semnele cuielor. Da, a înviat în trupul de slavă dar semnele lăsate de piroane au rămas. Ce credeți, îl mai dureau? Nu. Nu mai dureau acele semne. Iertarea nu este doar un act imediat al voinței. Trebuie să ierți. Trebuie să ierți ca așa zice Biblia. Trebuie să ierți imediat. Nu poți! Și unii se supără și ne condamnă și spun, da, nu ești destul de pocăit, nu ești destul de spiritual, că nu, nu, nu ai iertat, trebuie să, 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 ierți. Iertarea implică un conflict, o criză, dar implică și un proces. Este un proces, nu, nu ierți imediat. Ce faci imediat, decizi să nu te răzbuni. Și asta e bine să decizi chiar înainte de a-ți se întâmpla vreun eveniment, să-ți spui eu, ca și om al lui Dumnezeu, ca și creștin, eu nu mă răzbun. Răzbunarea Domnului. Domnului. Deci, orice mi s-ar întâmpla, deja am decis în mintea mea că nu o să mă răzbun, că nu o să-mi fac singur dreptate, că nu o să merg să, să stric pe, pe străzi. Dar ca să pot ierta, va fi un proces. Va fi un proces destul de, de greu pentru unii și destul de lung. Pentru, pentru alții și um, trebuie să avem înțelegere în, în privința asta. Foarte mulți încă sunt la nivelul acela când frustrarea, mânia, nervii, iuțimea, supărarea, da? foarte multă supărare acumulată, explozia aceea de supărare care se întâmplă. Oh, și zice, băi, tu ești foarte departe de iertare. Tu când o să ajungi la iertare? Aș vrea să să, să vă spun ceva. Și chiar este un text pe care Sfântul Pavel ne-l dă în Efeseni 4, cu 26. Și el spune așa, zice, eu nu zic să nu vă mâniați, pentru că reacția de supărare, când te-a rănit, care este? Această mânie, această, această supărare, această întristare, această... Închidere. Da, zice, da, fiți foarte atenți, zice, mâniați-vă, da, să nu păcătuiți. Să nu păcătuiți și aveți grijă să nu apună soarele peste mânia voastră. Totdeauna să știți că sub mânia, problema nu este mânia. Pentru că un, un, un assessment, o evaluare superficială o să zice, oh, tu ai nevoie de anger management. Trebuie să te duci la, la counseling și să vezi de ce ești mânios, care e problema cu, cu mânia ta. Da, mânia e numai la, la suprafață. Omul mânios, omul supărat, omul care izbucnește, omul care explodează, omul... Păi zice, așa sunt eu. Nu, 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 nu. Nu ești așa. Ăsta sunt eu. Nu. Ce spune asta e că de de sub, sub mânia aceea, e o problemă, e o rană, e o durere. Și acea durere trebuie tratată. Și dacă nu tratezi durerea aceea adâncă, la suprafață, mânia o să tot explodeze. Nu mânia trebuie să o tratezi, pentru că mânia este numai simptomul. Este numai ce se vede la, la prima vedere. Este reacția de moment, este supărarea de moment, dar înăuntru acolo este o rană foarte adâncă. Și acolo trebuie să te uiți. De aceea, ca și soț-soție, trebuie să stai, să analizezi, să discuți, să vezi ce s-a întâmplat, să vezi cum ai ajuns acolo, să vezi de ce faci tu așa totdeauna, de ce te comporți tu așa, de ce sunt la tine apucăturile și reacțiile astea întotdeauna. Sigur că. Textele ne ajută și scriptura vine în, în ajutorul nostru, dar pașii aceștia de evaluare, de vulnerabilitate totală, de deschidere, ce se întâmplă în sufletul tău, ce este acolo, ce a produs durerea aceea, ce rană adâncă și veche acolo, cine mai ajunge la acelea? Plângerea care o avem ca soți, ca soții, ca părinți, ca și copii, o, oh, tata se enervează, trântește tot, ce-i cu tata. Da? Sigur că nu-i bine cu tata, sau nu-i bine cu soțul, sau nu-i bine cu soția, care în unele, în unele vizite și, și sesiuni de, de consiliere zice, frate zice, simt nevoia să spar ceva, trebuie să spar ceva, că dacă nu spar ceva, nu, nu se dezamorsează tensiunea, trebuie să, să or să dau cu piciorul în ceva sau să dau cu, dau cu pumnul în, în drywall și drywall-ul știți cum e în America te tot duci și omul tot trebuie să-și patch up the, the walls nu mânia ai problema ci acolo ceva adânc și ascuns e o problemă al treilea răspuns la ce nu este iertare iertarea nu înseamnă acuzarea... Uh, uh, scuzarea celuilalt. Mă iertați. Mai glasez. Iertarea nu înseamnă scuzarea celuilalt. Nu înseamnă dacă l uh, la iertat să-i spui nu-i nimic. Nici o problemă. Păi cel mai fals lucru să-l spui. Cel mai grav lucru să-l spui. Pentru că a scuza pe cel ce s-a greșit înseamnă a nu-l considera responsabil. Oram am văzut cine se încadează în categoria irresponsabililor. Sunt copiii mici sau cei cu un handicap mental și cu probleme de altă natură. <coughs> Sigur că dacă omul te supără, te jignește și nu știe, poate nici nu și-a dat seama când te-a rănit, când te-a jignit, da, tot, tot îi va părea rău și tot își va cere scuze. Dar pentru un lucru pentru, pentru o faptă care a făcut-o intenționat, care a făcut-o premeditat, pentru acela, trebuie neapărat să-și să, să ceară iertare. Trebuie, nu există. Oh, nicio problemă, don't worry. E ok, lasă că. Trecem noi și peste asta. Nicio vină, fie ea și explicabilă, nu poate fi scuzabilă, ea poate fi doar iertată. Este un text în Exod 34, versetele 6 și 7, în care spune că Domnul s-a descoperit lui Moise și a spus că Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milos, încet la mânie, plin de bunătate și uh, credincioșie, care își ține dragostea până uh, în mii de neamuri, de oameni. Iartă fără de legea, răzvătirea și păcatul, dar, dar, foarte interesant aici, vă rog să fiți atenți, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat. Și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și la al patrulea neam. Deci nu există rezolvare cu o scuză din asta lapidară, cu o scuză din asta superficială. Lasă că, lasă că se rezolvă. Nu e nimic, nu e nimic. Ne-am făcut că nu, nu vedem și mergem mai departe. Nu. Iertarea nu înseamnă scuzarea celui care ți-a greșit. Al patrulea, iertarea nu este sinonimă cu păcarea. Un pic de atenție, da? Iertarea nu este sinonimă cu păcarea. Adică, iertarea se adresează faptei care a rănit relația. Împăcarea vine după aceea bine în urma iertării, niciodată înainte iertării. În cazul soților, această reconciliere este obligatorie și necesară, la fel cum necesară și obligatorie este evaluarea responsabilităților fiecăruia în situația respectivă. Există situații și s-a pomenit aici deja, fratele Lazar a prezentat foarte, foarte frumos, foarte bine și, și cu multă, multă Atenție aproape toată anatomia aceasta a depresiei, a frustrărilor, a supărărilor și a, a cum se poate ajunge la, la o disperare din aceea atât de mare încât să-ți să pierzi, să pierzi direcția. Dar cineva a venit cu o întrebare la urmă și a zis: Ce facem cu cei care sunt un pericol? Și așa este și aici, să știți. Există situații. Când îl ierți pe cel care te-a rănit, care te-a jignit, care te-a vătămat, dar ții distanța de el. Nu înseamnă că ajungeți din nou body-body. Aici nu mă refer la... Deci să fie foarte clar, nu mă refer la soț-soție, ci mă refer în afara spațiului familiei. Să vă dau un exemplu foarte clar și concret, ca să nu fiți confuzi. De exemplu, se produce în familia cuiva, Doamne ferește, un abuz. Fie este un abuz fizic, violent, violență, bătaie, fie este chiar un abuz sexual. Și atunci, sigur că în Hristos primești puterea să ierți, dar de persoana aceea trebuie să te ferești pentru restul vieții. Adică nu înseamnă că ai iertat, și s-a și produs reconcilierea, s-a și produs împăcarea și lucrurile înapoi ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Nu. Iertarea și uh, uh, împăcarea și reconcilierea e un cu totul și cu totul alt stadiu al uh, rezolvării situației. Dar asta, foarte clar, să, să, să fiu bine de tot înțeles, asta sigur că se referă la ce se întâmplă în afara familiei. Um, sigur că merge, cum spune Domnul Isus în Luca 6, 27-28, până la a iubi pe vrășmași. La iubi pe vrășmași. Asta nu înseamnă că ești prieten cu ei și că ești într-o relație foarte intimă cu ei. Nu. Nu, dar poți, ai puterea, cum spune Roman 12 cu 21, să nu răspunzi cu rău la rău, ci să răspunzi cu bine, să pui cărbune aprins. să-i să dai de mâncare, să-i faci un bine. Pentru că l-ai iertat și pentru că ai posibilitatea să-l binecuvântezi. O să vedem ce importanță are asta în procesul iertării. Al cincilea răspuns. Iertarea nu exclude dreptatea lui Dumnezeu. Aici vă rog să fim iarăși foarte atenți. Iertarea nu exclude dreptatea lui Dumnezeu. Adică l-am iertat, el i-a absolvit de orice responsabilitate. Nu. Iertarea nu este un act de dreptate, ci este o faptă de iubire, o manifestare a harului lui Dumnezeu pentru reabilitarea celui vinovat. Asta nu înseamnă că el nu va plăti în fața lui Dumnezeu. Da? Iertarea nu este renunțarea la ceea ce ni se cuvine. Un hoț iertat nu este scutit sau absolvit de a restitui păgubașului cele furate. Iertarea nu anulează consecințele unei fapte rele sau a, a unui cuvânt rău. Sigur că pe cruce Domnul Isus Hristos a purtat păcatele noastre, a condamnat păcatele noastre, dar nu ne-a condamnat pe noi. Pe noi ne-a eliberat, pe noi ne-a iertat. Um. După ce l-am iertat, problema celui pe care... celui care ne-a ofensat, celui care ne-a vătămat, celui care ne-a rămân, ne rănit, rămâne între el și Dumnezeu. Eu am nevoie să fiu liber și să pot opera mai departe în harul divin al lui Dumnezeu și pot să dau această libertate, am această, pot să dau această iertare, am această libertate. Să vedeți un, un case study imediat, un, Caz celebru și, și clasic pe care știți. E vorba de Cain și Abel și ce s-a întâmplat cu Cain și libertatea pe care Dumnezeu i o pune la dispoziție lui Cain. Și Cain decide să nu se folosească de acea libertate. Pe noi, pe noi ne vindecă inițial această iertare. Nouă ne dă pacea, nouă ne dă puterea. Să ne rugăm pentru celălalt și să mergem mai departe. Problema rămâne mai departe între Dumnezeu și Cel care ne-a rănit. El trebuie să-și rezolve problema cu Dumnezeu. Da? Deci să, să fim foarte atenți la asta, pentru că noi inversăm lucrurile, ajungem acolo și o să vedeți la ce mă refer. Deci, iertarea nu exclude dreptatea lui Dumnezeu. Și în Evrei 12, de la versetul 5 la 7, se elaborează conceptul acesta. Zice, Dumnezeu mustră și pedepsește pe acela pe care îl iubește. Dacă nu zice, este ca un fiu din curvie, dar dacă este un fiu legitim, pe acela îl iubești, dar și disciplinezi. O, oh, te-am iertat, nu nimic. Nu, nu, ai nevoie de disciplinare. E tot dragostea lui Dumnezeu. Dar ai nevoie de această disciplinare. Nu înseamnă, nu înseamnă că dacă ai spus te-am iertat, ești ok, ești absolvit. Da, tu i-ai dat drumul. Știi de unde i-ai dat drumul? Din temnița inimii tale. Nu-l mai ții acolo. Cineva spunea și am pus maxim asta acolo, a spus, eu sunt totdeauna cu tine. Și aici, ca și în cazul soț-soție. Eu sunt totdeauna cu tine. Dacă mă urești, sunt în mintea ta. Dacă mă iubești, sunt în inima ta. Dar de mine nu scapi. Dacă mă urești, mă ții minte. Și mă taxezi. Dacă mă iubești, mă ții la inimă. Mă ții acolo unde trebuie. Dacă, dacă îl ții la inimă pe cel care te-a rănit, te îmbolnăvești. Tu te îmbolnăvești. Și ție îți face rău și atunci tu îi dai drumul. Dar nu înseamnă că problema lui e rezolvată cu Dumnezeu. Dumnezeu îl taxează, Dumnezeu îl ia de urechi, la timpul lui, pe parcursul experienței lui cu Dumnezeu. Undeva aceste dividende se, plă se plătesc, aceste lucruri se taxează. Așa se lea lucru. Iertarea nu schimbă automat caracterul celui pe care l-am iertat. iertarea nu schimbă imediat, automat, caracterul celui pe care l-am iertat. Când noi iertăm, se schimbă, se întâmplă ceva cu adevărat, dar se întâmplă ceva extraordinar cu cel care iartă, nu cu cel pe care îl ierți. O să vedem imediat exemplu din Matei 18, ce s-a întâmplat cu cel, cu cel care a fost iertat. Și a fost iertat o sumă imensă de, de bani. Și nu s-a întâmplat nimic cu el. Că după aceea a ieșit afară și l-a luat de gât pe colegul lui care datora 100 de lei. Și lui se iertase cineva a făcut un calcul și a zis că uh, ar fi fost undeva la, la, la un, un, un venit dacă omul trebuia să lucreze uh, 5 zile pe săptămână, ar fi fost undeva la 240 de ani de muncă. Adică Domnul Iisus, ce vrea cu, această, cu acest exemplu? Pentru că de fapt, ce se întâmplă este. Acel moment când Petru vine și zice Da, 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 de câte ori, de câte ori să iert pe, pe fratele meu Și mi-a plăcut foarte mult ce a pus fratele Lazar în notițele dumnealui Când a zis că iertarea nu înseamnă să numeri greșelile Ci să ierți greșelile Dar Domnul dă da acel exemplu Atât de, 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 de la, la o hiperbolă, la o exagerare La o imagine din aceasta în care să spună E imposibil! E imposibil să plătești. Și tu ești afară și îl vezi pe ăla cu 100 și sar direct la jugulară. Direct și zici, nu mai scapi. Dar pe noi Dumnezeu ne-a iertat de foarte mult. De foarte mult. Și totuși, iată, iertarea, că de trist este, iertarea nu schimbă automat pe cel um, căruia îi se dă. Schimbă în schimb pe cel care o dă. Oh, acela e liber. Acela e liber, acela e în pace, acela e fericit, acela e mulțumit, acela e împăcat. Pe noi ne vindecă întâi această iertare, nouă ne dă pacea, nouă ne dă puterea să ne rugăm pentru celălalt. Al șaptelea, și ultimul răspuns la ce nu este iertarea. Iertarea nu este un act de manipulare acelui celui iertat. Nu este un act de manipulare a celui iertat. Și aici cădem în incidența unor alte lucruri care le facem în familie. Te iert prima dată. Să nu se mai întâmple. Te mai iert odată, dar să nu se mai întâmple. Uită de câte ori ai făcut. Am citit despre un. Un, un, un bărbat care era contabil de meserie și care, în ziua când a ieșit la pensie, s-a dus la soția lui cu, întind, cu, cu hârtiile de divorț. Și ea, îngrozit, a zis: Ce se întâmplă? Nu, nu înțeleg nimic. Tot toată viața, noi ne-am am, ne -am înțeles bine și nu ne-am reproșat nimic. La care el a scos dintr-un sertar de-a lui, a scos un. Un imens catastif, și a zis, luni 12 noiembrie 1935, ai făcut asta. 15 decembrie 1936, ai făcut asta. Acolo și notase toate, toate greșelile pe care le făcuse soția lui, pentru că era și boală de contabil asta soția mea este contabilă de meserie și foarte multe a avut să mierte -mi în cei 34 de ani aproape împliniți în care suntem împreună foarte mult. Cred că lui ei ar trebui mai multe catastife, mai multe registre. Dar e fantastic să poți ierta. E Dumnezeiește să poți ierta. Însă nu folosești asta ca o armă. Te, te iert dacă te-am văzut, îi spui fratelui. Dacă când sunt alegeri de comitet, dacă nu mă, nu mă votez, te spun. Păi nu l-a iertat. Nu l-a iertat. Aceea nu este iertare. Nu trebuie să iertăm așteptând sau condiționând schimbarea celuilalt. Luați seama, spune Luca 17, 3 și 4, Luați seama la voi și vă, dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră -l. Și dacă îi pare rău, iartă -l. Și dacă îi pare rău, iartă -l. Și dacă păcătuiește împotriva ta de șapte ori pe zi, și de șapte ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți. Cineva spunea că pentru școala rabinilor era cam, puteai să greșești cam de, cam de trei ori Cam de trei ori pe zi. Și poate textul acela din Amos, 1 cu trei sau doi cu patru, așa vorbește Domnul, pentru trei nelegiuiri, ale lui Iuda, ba pentru patru, nu-mi schimb hotărârea pentru că au nesocotit legea Domnului. Și sigur, Petru ține minte și zice, Doamne, de câte ori? De șapte? De trei? De câte ori? Și atunci Domnului dă acea parabolă când îi spune, uite, gândește-te de câte ori ți-a iertat ție Dumnezeu. Și cât ți-a iertat ție Dumnezeu? Foarte mult. Foarte mult. N-aveai cu ce plăti. De ce sari la grumazul celuilalt? De ce, de ce îl execuți? De ce îl condamni? De ce nu mai vezi nicio soluție? Uh, este terminat cu acestea și mergem la, la piedici în calea iertării, dar am o ilustrație aici pe care sunt ispitit să o las sau sunt... mă gândesc să vă spun. Am auzit-o la fratele Luigi Mițoi și nu cred că am patosul cu care dumnealui povestește dar foarte frumos povestește cum în gara de nord o femeie s-a dat jos din tren și și-a dat seama că în timp ce era în tren și avea de mers pentru că venea de la tratament de undeva din sud și schimba trenul la București și avea de mers până la Oradea și a realizat că pe drum în timp ce a țipise cineva i-a furat din poșetă banii și femeia bătrână și bolnavă s-a găsit în situația de a fi în gara de nord, fără niciun fel de, de, de bani în buzunar, niciun fel de ajutor, cum să ajungă acasă. Și oricât de rușinos, oricât de penibil i s-a părut, a ajuns la concluzia că singura soluție va fi pentru ea să, să ceară. Și a început să meargă, să uita la oameni care parcă sunt mai buni, care parcă sunt mai miloși, care îți dau impresia că, că ar fi înțelegători. Și se ducea și le spunea, uite, mi s-au furat banii, trebuie să merg, sunt o femeie bătrână, sunt o femeie bolnavă, nu am bani. Și toți se uitau la ea și ziceau, am mai auzit noi din astea, am mai auzit noi po poezia asta e veche, poezia asta o știu. Și femeia plângea și femeia își dădea seama că nu are nicio șansă, nu are cum să ajungă acasă, nu avea pe nimeni în București, nu, nu avea cum să sune la cineva sau să... Absolut nicio posibilitate. Și mergea de la unul la altul și cerea banii pentru bilet și nu primea. Și disperarea ei creștea și tensiunea în ființa ei creștea și plânsul din ea striga din ce în ce mai tare. Până când la un moment dat s-a trezit că o bate cineva pe umăr. Și când s-a întors, și-a dat seama că era un homeless. Un cerșetor adevărat, murdar, hidos, respingător și a zis, zice, tu nu ești de meserie, tu nu știi să ceri. Eu mi-am dat seama că tu nu ești cerșetoare. Dar vreau să spun ceva. Eu știu ce înseamnă să n-ai câte trebuie. Uite aici, a scos banii și i-a dat. Pentru că n-aveam cu ce plăti. Înțelegeți dumneavoastră? Asta e clar. Dumnezeu ne-a iertat că nu aveam cu ce plăti. Orice am face, oricât am face, nu merităm și nu o să merităm niciodată iertarea Lui. De ce să nu de ce să nu dăm și noi ce am primit? De ce să nu dăm și altora? Că n-am primit pe bani. A plătit el cu jertfa lui, cu sângele lui, cu viața lui, el a plătit. Și apoi ne-a dat nouă, în dar. Și acum noi trebuie să dăm, să dăm soțului, să dăm soției, să dăm copiilor, să dăm părinților. Ce ne costă? Să le dăm iertarea. Da, da, dacă nu se pocăiește, dacă nu-și cere iertare, dacă nu se schimbă, dacă nu se... Da? Cine ești tu să pui condiții? Cine ești tu să pui condiții? Lasă între el și Dumnezeu. Pentru că prima dată tu te vei elibera dacă faci pasul ăsta. Va fi o mare minune. Un alt exemplu, și apoi Intră imediat în piedici în calea iertării. Aveți acolo în notițele noastre un case study ca să vedeți cât de important este ca situația să fie analizată, să fie evaluată, să fie bine cântărit ce s-a întâmplat. Și v-am dat acolo un exemplu. Soțul a venit târziu acasă de la serviciu și a găsit-o pe soție foarte supărată. De ce? Pentru că el nu sunase să-i spună că întârzie. Și înțelegerea dintre ei a fost simplă și clară. Când întârzii, sună-mă. Sună-mă să nu mă îngrijorez, sună-mă să nu mă pui pe foc, sună-mă să nu mă gândesc ce s-a întâmplat, sună-mă, e simplu, dă un telefon. Sună-mă și spune, întârziu o jumătate de oră, întârziu o oră, avem ședință, avem o situație, să știu, numai atâta, atâta să faci, sună-mă. Deci, dacă a găsit-o foarte supărată, foarte uh, tristă, sigur trebuie imediat să stea împreună și să evalueze ce s-a întâmplat, să analizeze situația. Și ce va fi la analiza situației? E foarte simplu. El a încălcat o înțelegere prealabilă. Asta e. El a încălcat, sau ea, nu se întâmplă numai lui. El a încălcat o înțelegere prealabilă. Apoi trebuie identificată cauza și cauza poate să fie orică a neglijat, să țină promisiunea, orică n-a reușit, n-a putut. Zicem că era pe vremea când nu erau telefoane la oricare pas. Să zic că n-am putut să ies din ședință. N-am putut să sun. N-am avut cum e acum. Ai un telefon, trimis un text message. I am in a meeting, sunt late. Please nu o să pot să fiu acasă la ora la care am promis. Sigur că a merge spre soluție, în cazul neglijenței, el își va cere iertare și va spune îmi pare rău că am neglijat, îmi pare rău că n-am fost atentă, am uitat, am fost prins de multe uh, alte obligații și uh, am neglijat, am, îmi pare foarte rău. Sau în cazul când n-a reușit, va explica, n-am putut să ies din meeting, n-am avut acces la telefon. Și n-am putut să ies să te anunț. Nu că n-am vrut, n-am putut, n-am reușit. Și de ce s-a întâmplat. Și atunci ea trebuie să le înțeleagă sau să-l creadă. Dar dacă situația se repetă și mai dată, și mai dată, și mai dată, ce credeți că se întâmplă? Un, un, un răspuns negativ. Uh, el o să zică la un moment dat, I don't care about your frustration or about your worries you're just a worry freak nah. just get used to it când vin vin mă veză da bum sabia poate să zic că ia postu să zici sorry că that's sorry care zici tu așa de pe de pe buze i don't trust you anymore nu mai am încredere. Mi-am pierdut încrederea. Și foarte important ca cei doi să stea jos și să analizeze bine de tot ce s-a întâmplat. Ce, ce s-a încălcat? Cum s-a produs această criză? Deci este un conflict, o criză și apoi este un proces. Și în procesul acesta se stă jos, se stă în liniște, se stă cu responsabilitate, cu duc de pocăință, cu duh de, de, de dragoste, de bunătate, de a înțelege, de a vedea ce s-a întâmplat, să nu se mai întâmple, să lucrăm amândoi, să nu se mai întâmple. Dar dacă nu se face această evaluare, nu se rezolvă nici problema în mod serios. Și ea se va repeta, se va repeta. Piedici în calea iertării. Haideți să ne uităm la câteva piedici în calea iertării și apoi facem pauză. Cinci asemenea piedici trecem repede peste ele. Prima piedică, sigur, cum s-a spus și și azi dimineață, firea noastră coruptă, puterile ei pervertite, natura noastră, Ieremia 17 cu 9, inima omului, neînchipuit, deznădăjduit. Profetul nu mai are cuvinte, nu știe cum să spună. Zice, nu-mi pot închipui. Ei, neînchipuit de rea. Cât e de rea? Nu pot imagina. Încearcă, nu pot, imaginația nu mă mai ajută. Și te duce la o deznădejde, la o deznădejde din aceea din Roman 7 cu 18. Când Sfântul Pavel își vede firea adamică, firea veche, în această, în această criză, în această postură în care zice vreau să fac binele și răul stă lipit de mine. Firea mea veche nu mă ascultă. Sigur că nu te ascultă, că pentru firea veche este un singur loc. Care? Crucea Domnului Isus Hristos. acolo -i. Îl pironești pe Adam în jerfa mântuitoare. Nu doar ne curățește mereu, ne spală mereu de păcat ci e acea răstignire. Cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și cu poftele. O, -ți, cum spunea fratele Lazar, acea dying to self, acea lepădare de sine, acea moarte a eului, acolo e lupta. Deci, marea piedică este această fire păcătoasă, această fire coruptă. O, o, nenorocitul de mine, spune Apostolul Pavel, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? A doua, a doua piedică, scoaterea de sub învinuire prin justificarea comportamentului. Iertarea nu înseamnă scuzarea comportamentului care ne rănește. Este nevoie de o evaluare lucidă a celor întâmplate. Este nevoie de așezarea responsabilităților la locul lor, acolo unde trebuie, fiecare. Iertarea presupune un proces serios de, de, de evaluare și un proces foarte responsabil, cu multă, multă pocăință și vulnerabilitate. Noi uh, tratăm superficial, știți cum zicem, o, oh, dragă, nu-i nimic, nu-i nimic, nu-i nimic. Sau zicem, de uh, dragul păcii, uh, haide să, să, nu mai dezgropăm morții, haide să hai, să, hai să trecem mai departe, hai să, scuzăm uh, scuză-mă, uh, va zice el, și asta e, asta e cea mai... Yeah. Este cea mai, cea mai urâtă formă de pe care iartă-mă dacă te-am supărat. Really? Numai dacă? pentru păi tu nici n-ai văzut. pentru păi nici nu vrei să vezi, tu nici nu știi. Dar ca să arate bine și ca să sune bine și ca să arate că tu ești serios și ești pocăit și ești spiritual, iartă-mă dacă te-am supărat. Și ea e praf, ea e distrusă sau el, și tu vii cu uh, fratei sau în biserică, frate, iartă-mă ia dacă te-am supărat. Ai nu iertare, ai nu -i cerere de iertare, iertarea e te-am supărat, frate. Uite, trebuie să știi exact pentru ce, pentru asta. Te-am vorbit de rău. Eu sunt el la care am scris pe internet, oh, frate, Lazar, când vine câte unul din ăsta, dacă ar fi să vină, nu știu încă nu s-a întâmplat, dar se poate. Aia înseamnă pocăință, aia înseamnă că și cere iertare, cu adevărat. Aia înseamnă. O zice, nu e nimic, zice, trecem noi și peste asta. Nu, trebuie analizată, trebuie evaluată, trebuie văzut absolut ce s-a întâmplat, unde s-a greșit, cum s-a ajuns acolo. Al treilea, a treia piedică, confundarea iertării cu uitarea. Confundarea iertării cu uitarea. Nu există așa ceva, îmi pare rău. Nu suferim de amnezie, nu o să uităm. Decidem, decidem să nu ne mai aducem aminte, decidem să nu mai punem în fața ta, decidem să nu să o servim când ți-e lumea mai dragă, decidem să nu te facem de râs în public sau în orice situație, asta înseamnă altceva, că am decis eu, conștient, voluntar, liber, asta e decizia mea, să te iert. Asta este. Vedeți cum face Iosef cu frații săi, Genesa 50, versetele 19-21. Știți, când, când, când ești în, în criză, în, în, la momentul prezent, nu vezi nimic. Ce e asta? Ce să dau toate peste cap? Cei cu criza asta, cei cu problema asta în care am intrat cu soția, cu soțul, cu copiii, toate, da? Nu vezi. Dacă te uiți în față, iar nu mai vezi nimic. Ei, dar când te uiți înapoi, dacă evaluezi lucrurile corect, atunci începi să conectezi, you can connect the dots. You can only connect the dots when you look in the past. Poți să faci conectările acestor puncte când te uiți în trecut. Și Iosif se întâlnește cu frații, se întâlnește în Egipt cu ei și face o evaluare și zice, haideți încoace, haideți să vă arăt. Da? Hai să vă arăt. Ei zice, a, am murit tata, acum direct la jugulară sare, direct în închisoare nezvârle, direct acum, acum se răzbună. Nu, Iosif, înainte de a ierta, tăcuse decizia clară că nu se va răzbuna. Da? Să nu te răzbuni. Asta e foarte mare decizie. După aceea primești și puterea să ierți. Și intri în procesul de iertare. Și eu zic, ce veniți în coace să, să, să ne uităm. Și ei zic, Ah, păi, câte am făcut? Și eu zic, hai să vedeți cum arată la mine. Uite, la mine arată așa. Voi m-ați vândut, ei m-au dus în Egipt. Ăsta m-a pus să-i răspund de toate a lui, după aia m-a aruncat în închisoare. Din închisoare m-am întâlnit cu, cu paharnicul și ăla s-a trezit și el după vreo doi ani și a adus aminte. Și uite, uite, Dumnezeu, Dumnezeu în toate astea, știți ce a făcut cu răul vostru? L-a schimbat în bine. Dar Dumnezeu poate să facă asta. Pentru că eu, cu ochiul meu vindecat, pot să scot bârna asta de răutatea voastră, de, de ura voastră, de păcatele voastre, pot să, le, să scot bârna asta și pot să vă arăt, uite cum Uite cum văd eu și cum înțeleg eu. Că fiecare rană și fiecare durere și fiecare suferință e un loc de rugăciune. E un loc de împăcare. E o școală. Conflictul care se întâmplă e un pedagog care vine în casa noastră și zice mă oameni buni învățați lecția măi ca să nu se mai repete. Și dacă nu o învăț se repetă. Și Duhul Sfânt zice măi nu vrei să înveți. Ce să înveți? Păi am tot spus sorry. Nu, 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 nu trebuie să spui sorry dacă te-am supărat. Trebuie să spui, eu sunt ăla care nu mă țin de cuvânt. Și nu, nu mă țin de cuvânt pentru că așa sunt eu. Eu sunt ăla care am nevoie de naștere din nou, am nevoie de pocăință, am nevoie de Harul lui Dumnezeu să mă pot să mă schimb și să, să, nu mai promit dacă nu mă pot ține. Aveam pe unul un fenic și spunea, mă frate, tu ești așa bun la suflet, tu, dar tot, tot să plâng de tine că nu te ții de cuvânt. Ce frate, Dorin, Ce nu pot să nu, să nu le promit. Zice, dar nu le mai promite, mă omule, că tu le promiți la toți și după aia nu poți să te ții de cuvânt și toți se uită la tine ca la un micinos. Zice, dar nu pot să spun că... Cum să nu pot? Spune, nu știu, o să văd. Mai bine spune că nu știi și fă problema și surprinde pe celălalt pozitiv și zici, mai nu mi-a promis și a făcut. Ce fain! Dar dacă nu există evaluarea aceasta, nu se poate merge și, și schimbarea aceasta nu se poate merge mai departe. Deci, una din piedici, a treia, este confundarea iertării cu uitarea. Nu există așa ceva. Condiționarea iertării de exprimarea regretelor celui iertat. Într-un anume fel se repetă ce am spus înainte. Da? Iertarea este un act care aparține în întregime celui care iartă. Nu depinde nici de înțelegerea, nici de comportamentul, nici de uh, schimbarea sau transformarea în cel pe care ai hotărât să îl ierți. Este simplu decizia ta să ierți. Tu singur decizi. Sigur că Scriptura a spus și Domnul Iisus a zis, zice, dacă îi pare rău, iartă -l. Dacă de șapte ori vine la tine și îi pare rău, iartă-l. Da, e fain. E fain dacă iar, iar părea rău. Și dacă iar părea rău cu adevărat, că ce ar însemna asta? S-ar pocăi. S-ar schimba. Dar câteodată nu se întâmplă așa. Dacă îți cere iertare și dacă îi pare rău, trebuie să-l ierți. Dacă nu vine să-și ceară iertare, nu ești obligat să-l ierți. So please hear me well. Nu ești obligat să-l ierți. Nu. O să-l ții în inimă. O să-l duci cu tine. Ca pe un bagaj vechi, greu. Și o să facă tot mai greu. Și o să miroase tot mai urât. Și -o să zici, dar de ce mă bolnevesc? Dar de ce mă simt așa? Dar de ce n-am chef de nimic? Pentru că duci bagajul ăla. Nici măcar Biblia nu te obligă să-l ierți, dacă nu-i pare rău. Dar dacă poți ierta, e foarte bine, e bine pentru tine. Dacă poți să ierți, însă, este bine pentru tine să-l ierți, chiar dacă nu vine să-și iertare. Tu ești cel care câștigi, tu ești cel care te eliberezi, tu ești cel care te vindeci prin iertare. Al cincilea, este un concept greșit, o altă piedică, că trebuie să-ți meriți iertarea. Da, îl iert o să-l iert, o să-l o iert pe soția, o să-l iert pe soț, o să-l iert pe copil, o să-l iert pe tata, dacă se pocăiește, dacă se schimbă. Biblia spune altfel. Biblia spune, iertați-vă și voi unii pe alții, cum vă a iertat și Dumnezeu în Hristos. Așa iertați-vă și voi unii pe alții. Iertarea este întotdeauna un dar nemeritat. Este un act și o expresie a Harului Divin. Zice Roman 5 cu 8, așa zice, Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. N-a zis, păi să vedem dacă merită, să vedem dacă se pocăie, să vedem dacă o să accepte, să vedem dacă o să fie de acord, să vedem cât de tare o să mă iubească. Nu. Noi încă eram păcătoși și El a murit pentru noi și s-a rugat pentru noi. În Luca 15, cu 22, vine fiul risipitor acasă. Și tata nu zice, treci acolo la slugi și o să te urmăresc, să văd dacă într-adevăr te-ai să văd dacă într-adevăr... Nici măcar nu lasă să-și termine discursul. Tata, am păcătuit. Păi, hai să vedem. Nu. Zice, îi dă salutare, îl ia în brațe și zice, aduceți, tăiați vițelul, aduceți încălțăminte, aduceți inelul, aduceți haina, pregătiți-o spățul, Păi stai, omule, să vezi dacă, dacă s-a pocăit cu adevărat. Faptul că a venit acasă, deja, este un lucru mare de tot, nu? Mergem mai la, la alt. Să zic că, băi, din câte îmi dai eu seama, tu nu ești pocăit. Tu nu poți ierta, tu ești plin de ură, tu ești plin de invidie, tu stai afară și când-i pocăi, atunci se intri înăuntru. Da? Așa zice? Nu. Ce ai mă înăuntru? Hai că fratele tu a venit. Hai înăuntru. Hai. Eliberează-te de ură, eliberează-te de, 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 invidie, eliberează-te de respingere, de judecăți greșite. Eliberează-te, hai înăuntru. Și el nu vroia. Și zice, tata l-a rugat, îl rugat să intre. Putea să-i zică, mai, ia să vedem. Tu nu ești pocăit. Cât ai fost tu de înăuntru și ținând legile, dar tu nu ești pocăit, că îmi dau seama acum că nu ești pocăit. O să stai afară și pocăiește-te și când o să fii pocăit, atunci vii înăuntru. Zice Roman 2 cu 4, foarte frumos, zice, sau, Apostolul Pavel, sau disprețuiești tu bogățiile bunătății îndelungei, îngăduinței și îndelungei lui răbdări, Sigur că contextul, cadrul, este bunătate, este îngăduință, este răbdare. Dar toate astea la ce invită, la ce îndeamnă, la ce provoacă? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. La pocăință. Și cum stăm cu pauza, frate? E cam timpul? Da? Bun. Numai un lucru mai, mai spun, un minut o să dureze, foarte rapid. Uh, aveți aici un, un, un case study sau un text uh, Dacă vreți să citiți Genesa 4 de la 3 la 10 L-aveți și pus pe, pe uh, notițele noastre Este cazul acesta al lui, al lui uh, Cain uh, Îi spune Dumnezeu, zice uh, Păcatul, ce face? Bate la ușă Dar tu să-l stăpânești cu alte cuvinte, îi spune lui Cain, ești liber. Știu că sunt unii care spun, n-ai nicio libertate, n-ai nicio putere. Odată ce ești, ești, căzut, ești căzut din har, nu mai ai nicio putere. Nu. Iată un exemplu biblic și foarte puternic, care ne arată că așa căzuți cum erau acești copii al lui Adam și al lui Eva, așa natură păcătoasă, adamică, fire veche cum aveau deja, dar Domnul îi spune lui Cain, Cain, ai libertatea să alegi. Nu alege răzbunarea, nu alege violența, nu alege uciderea, poți să alegi. Să stăpânești păcatul. El bate, dar tu stăpânește-l. Nu te lăsa biruit de rău, biruiește răul prin bine. De aceea am spus mereu, cea mai urgentă decizie, în notițele astea, adică am spus mereu, este decizia de a nu te răzbuna. În momentul când ai făcut decizia asta, deja ești pe calea cea bună și Domnul îți va da și puterea să ierți. Îți va da această, această putere, acest har. Um, e ca o școală în care Domnul bagă pe cain și zice să vedem, înveți, înveți lecția asta, înveți școala aceasta. Dacă o înveți, e bine de tine, dacă nu, o să fie grav. Ultimul text și luăm pauză. Iacob 4, de la versetul 1 la 2. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă cu mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți? Ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați, și nu aveți pentru că nu cereți. Știți că drumul Drumul fiului risipitor, drumul pocăinței, e un drum între două întrebări, între două rugăciuni. Știți care e prima rugăciune? Tată, dă-mi. Și a doua rugăciune? Tată, fămă. Tată, fămă. E așa că e foarte mare diferență. E o diferență uriașă de la cer la pământ. Haideți să luăm pauză, 15 minute, da, o cafea și venim pentru a doua sesiune și discutăm despre uh, etapele iertării și despre consecințele iertării. Mulțumesc!